beautiful Nigeria town. Niște oameni minunați. Please, let me introduce our colleague, the mayor from Nigeria. Acest început să ajungă oarecum la o dimensiune a unui forum cu adevărat a afacerilor, de unde economia tuturor să aibă de câștigat. Și în primul rând, vedeți dumneavoastră, noi tot am transmis în timp că Medgidia are oportunități, are diferite facilități. În acest moment se pare că este, cum să spun, practic, nu este la nivel de teorie, prin participarea distinșilor oaspeți, cred că este un început foarte bun. Se dorește mai mult în discuțiile de la momentul organizării acestui eveniment și până în ziua de astăzi au mai avut loc multe discuții, ce se vor concretiza în fapte în perioada următoare. Sperați ca, eu știu, oamenii de afaceri de aici să se extindă în acele zone sau mai degrabă să vină investitori de acolo în Medgidia? După cum ați remarcat, în Medgidia sunt multe firme de producție. Ne dorim ca producția din România să meargă în țările străine. În felul acesta, un avantaj nostru este crearea de locuri de muncă și dezvoltarea economică a societăților din România. Dar și invers, nu ne-ar surâde să vină și alți investitori, atâta timp cât mai sunt, mai e loc sub soare, mai e mult de acoperit din punct de vedere economic la Medgidia. Sunt multe societăți, foste societăți comerciale de stat, care acum sunt în faliment, iar acele locuri trebuiesc urgent acoperite cu alte investiții, cu alte oportunități din acest moment. Ce oportunități oferă Medgidia în acest moment firmelor străine care ar dori să investească aici? În primul rând, prețurile terenurilor pe care le pune la dispoziție municipalitatea sunt decente, sunt mult mai mici în comparație cu orașele, să spun așa, reședință de județ. Timpul foarte scurt prin care aceste societăți beneficiază de documentația necesară, gen certificat de urbanism, autorizația de construire plus avizele necesare, va fi un timp record și mă angajez în acest moment să fiu cea mai eficientă unitate administrativă din punct de vedere al eliberării documentației necesare a unui agent economic care vrea să dezvolte o afacere în Medgidia. Relația aceasta între firmele din Medgidia și organizatorul acestui forum și mai departe dirijate către țările respective, către zonele unde prezintă interes, aceste lucruri se vor intensifica, se vor dezvolta, se vor descrie mult mai în detaliu, pentru că mai avem multe de pus la punct, sunt lucruri de finețe care contează foarte mult atunci când prezinți un lucru. Aș face o introducere, în primul rând, prin programul nostru Romanian Investment Zoom, care este susținut de partenerii noștri externi și nu numai, în primul rând, de către ambasadele străine în România. Suntem la al treilea an de deplasări în teritoriul românesc să vizităm și să identificăm oportunitățile de cooperare bilaterală. Și așa cum am prezentat și în discuția de azi, sunt două categorii pe care vom merge și acele proiecte de investiții și partea de relație de comerț, partea economică. Așa cum s-a precizat în discuțiile de astăzi, Medgidia fiind al doilea oraș din județul Constanța, județul Constanța de o importanță foarte mare, considerăm că vom găsi foarte multe cooperări din punct de vedere economic și investițional și parte de relații comerciale. Și aici
punctăm agricultura, punctăm industria, punctăm chiar și turismul. Și importanța deschiderii către export prin portul pe care îl aveți în Megidia. Din experiențele celor 3 ani de călătorii cu diplomații, pot să vă spun că oportunitățile au fost foarte multe și vor fi în continuare. Se consideră România o țară de mare interes, dar așteptăm din partea românilor seriozitate pentru comunicare. Nigeria, on my way coming, sounds like any of the Nigerian names. And I came in the peace, the protocol, because before I came into Sweden, then Romania, I was the deputy chief of protocol in my Ministry of Foreign Affairs in Nigeria, so I don't joke with protocol. So on arrival, I saw the protocol, everything was set for my coming. So with that peaceful entry, I felt very comfortable. And I saw that everything is calm, organized. I came in, everybody was ready. Because in some societies, if you go into the community, before you get there, you see people running up and down, but everything was ready. They prepared for 10 o'clock, they didn't wait, and we started on time. So keeping to time, I appreciate this city. It means whatever we have discussed here today, we will follow up very well. So I appreciate the time very well. What are you looking to find here? I come in here initially, I didn't understand. I didn't know, I was scared that it was going to be too cold. But now I have come, I've seen, driving into the city, I realized that with their livestock, everything on the road, they have the space for grazing, they plant already the crops that their animals will feed on. Because in my country, we are having problem with grazing land, with having ranches. And like I was discussing with some of you, we can tap into this possibility of having our own ranch, having our own grazing land, whereby everybody is kept in one place, the animals are kept in one place, and there will be no crisis at all. So I appreciate the arrangement. I felt very happy. It's a good place for investment. Like I spoke with the man who is into the sweet production. I asked where he gets his cocoa for the chocolates. And Nigeria is a good producer of cocoa. So we can collaborate in that way. We can buy and export. He can also buy cocoa from us in exchange. The same thing with furniture. We have timber in our country too. And the finishing here is perfect because part of the problems we have in our part of the world is finishing. So Nigeria also can learn from this production through export, exchange of business. So it's very nice. I thought it was Constanta, but when I was getting her, I asked the officer that came with me, and he's like, oh, Megidia is one of the biggest cities in Constanta County. And I can see that it's centrally located, it's flat land. So I was not surprised when I was told that the airport is not far from here. So it's easy, you have the railway, you have the sea, the waterway, and the airport is not far, which makes it very, very place, well placed for business. Because transportation, movement, goods and services is very important when you are going into investment. And this has all the potentials. So with Megidia, I think it's nice, and I'm happy that I'm here, beginning from here, because like I promised earlier, when I get back, I'm going to get to some of the investors in my country to see how we can collaborate and how we'll start early. Because like I stated earlier, it's a protocol city. Things are well arranged. So if you have to do business with this city, you have to do it and plan well. Well, first of all, let me say that I am very happy to be in Megidia. I didn't know it existed until a few days ago, so it's too early for me. I am no expert in trade, commerce or economy. I am the ambassador, but I'm supposed to know a bit of every aspect of my job. But on the business aspect, I'm really not an expert, and I'm here to explore the potential. So we have to talk again when I've known enough people, I've just met them. I was very, but seriously now, I was very happy with the presentations. I can already tell that I am interested by a few aspects like the factory, the cement factory, like the producers of in agriculture.
the fructe de pădure or the person with the sheep who raises sheep. Wine, we are wine producer. We'd be very happy as a country to present our production too. So, you know, partnership and exchange is also part of it. It's not only about you coming to buy from us or us coming to buy, but also maybe joint ventures, partnerships. That's why I am here, and the region looks like it's a very rich region with potential, with human capital. That's what we rely on in my country, Tunisia.